Ziua celei mai așteptate nu se apropie. Așa că imaginați-vă ce emoții sunt în culise. Rochia de mireasă și costumul de ginere au fost alese. Urmează verighetele. Vin cu noutăți legate de eveniment viitoarea mireasă, Brigitte Pastramă și buna ei prietenă, Denisa Nechifor. Bine ați venit, fetelor! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Am o problemă. Ce problemă? Am zis că m-ai făcut bătrână. Nu mai sunt tânără, am 35. Nu mai seama. Povestetează regulile astea, luați loc fetelor. Nu mă, stai puțin. Din punct de vedere am tras cu al statului, da? Mă gândeam că al statutului. Înțelegi, când te duci să te angajezi într-un loc, da? Îi spun, tânăr este considerat cel până în 35 de ani. Până în 30. Așa e legiferată toată treaba acum, na? Dar asta nu înseamnă că nu poți să fii tânăr și la... Na, cât am eu? Se zice că sunt mai tânără decât, sau măcar că par mai tânără decât că la 25, par mai tânără, deci... Da, 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 da. Ce facem? Te-i păcălim un pic. Păcălim. Acum, na, stai puțin, că și eu... Și am înțeles că și taxe, tot după 35 trebuie să plătesc, da, nu? Da, vezi, ai înțeles bine. Uite, vezi, așa ai spus. De, da, mie-mi convine. Asta ai spus. Păi da. Păi da. Deci plătim. Păi... Plătim, dar nu de la 35. Plătim de mai demult. Hai să lăsăm astea. Să ne spuneți cum a fost cu verighetele. Brigitte. Cum să fie cu verighetele? Cât de greu a fost să le alegi? Pentru mine a fost foarte greu, pentru că eu de fiecare dată când m-am căsătorit, așa, am ales verighete frumoase. Așa. Și alesesem verighete și în relația pe care am avut-o eu cu băiatul ăla, care n-a fost foarte cu minte și așa, se dă victimă. Așa. Și cu care nu eram când am intrat în fermă, ca să se înțeleagă. El doar a lucrat pentru mine, a fost un angajat de-a meu. Da. Da? În care eu n-am vrut să spun că este angajatul meu și na. Și luasem verighete. Și atunci deja luasem de 4 ori verighete. Și a fost foarte dificil să alegem un model. Și la cât de dificil a fost, totuși eu am ales un model care, ce crezi, n-a rămas modelul care mi l-am dorit. De ce? Pentru că Florin a spus că le plătește el și că neapărat trebuie să fie cum își dorește el. Așa că și cu rochia de mireasă a ales el o rochie. Da. Așa că am hotărât astăzi să mă duc la ora 4 și să mai îmi cumpăr una, pentru că vreau să mă plătesc eu să fie cum vreau eu. Iată! E hotărâtă. Girl, da, power! Da. Dacă tot cu verghetele am mers pe mâna lui, dar uite, până la urmă au ieșit foarte frumoase. Da. Inelul de logo, inelul de căsătorie cu care m-a cerut. Așa. Din nou, mi-a zis că o să fie unul de vreo 50.000 de euro și până la urmă mi-a dat inelul de căsătorie. Așa. Al bunicii lui. Da. Așa. Are o valoare inestimabilă. Da. Așa. Cu verighetele ne-am dus să alegem împreună, am ales un model și până la urmă a ales el alt model, ca să-și demonstreze bărbăția. Cu rochia de mireasă am mers, m-a dus la o prietenă de-a lui și mi-a ales el rochia de mireasă. Ca să-și demonstreze, bărbăția. Acum am zis că... Mi-ai zis că mirele trebuie să o vadă pe a miresei înainte, da, de el a vrut, deci el a vrut așa, să aleagă el... verghetele. Da, la fel și cu, a ales, da, ceva frumos, ceva. A ales ceva foarte frumos. A ieșit mai frumos. Mie personal îmi plac extrem de mult pentru că sunt pe finețe așa. Deci sincer este că așa, în 20 de ani de când am tot căutat verghete, nu am găsit ceva mai frumos. Dar și ce au verighetele astea? Verghetele astea sunt create special pentru noi. Așa. Mie mi-au plăcut într-un rând niște verghete și Denisa, văzând că îmi place un anumit model și eu și port foarte mult tenisuri. Dă puțin ca să o arătăm și la cameră. Sunt foarte la modă. Sunt foarte la modă tenisurile, dar eu numai verghetă tenis nu am văzut. Mi-aș fi dorit o verghetă tenis. Există un model de inel care se numește Eternity Ring. Dintr-un așa, singur rând de diamant, da, are două acolo. Și pentru că eu vreau să scriem înăuntru numele nostru, da, care va fi două, scris săptămâna viitoare. Momentan nu are nimic a scris și nu încăpea într-un eternity din acela. Și plus de asta are și o anumită semnificație, ei fiind doi, când te căsătorești frumos, știi? Pentru că în momentul în care îți alegi verigheta, este inelul care te va însoți toată viața. Eu sunt mai pe sentimental, așa, mă. Toată viața acolo. Băi, e relativă și toată viața. Eu de asta m-am măritat. Mai ales înțelegi? Că sunt bărbați Denisa care... Denisa și-a pus două eternity-uri pe deget și m-a întrebat pe mine, dar eu găsisem o verghetă cu baghete diamante. Da, da. Era lată și era doar așa, dintr-un singur rând. Are mai potrivit asta, da, dar se poartă cu astea, cu diamante, cu nu știu ce. Gen bun. Tenis, asta, da, pentru, asta pentru mireasă, dar pentru mire tot așa arată e? La fel. Mirele, la fel. Ei au vrut la fel. Ei stau non-stop împreună, fac lucrurile împreună. Puțin bling-bling și la băiat, da, care e problema? Da, da. Nu, deci noi am dorit ca verghetele noastre să arate la fel, să se vadă că suntem...
un cuplu. Da. Și asta a fost prima noastră condiție. Și am ales un model care să nu deranjeze în momentul în care îl porți tot timpul. Tot timpul? Tot timpul. Eu, și el tot cred, timpul va purta, da, verigheta. Tot timpul va purta și de-aia a ales-o el, pentru că el a zis că nu a crezut că... Adică în momentul în care ai un inel de logo într-un anumit fel, trebuie să-ți iei ceva care să se potrivească. Să da, nu... eu port foarte mult tenisuri. Mie îmi plac foarte mult. Da. Sau solitarele, sau tenis. Am colier tenis, brățări tenis. Și mi-am dorit o bijuterie care să se asorteze. Exact, și, trebuie să fie un tot. Denisa s-a gândit la a ne crea. De fapt, Hussein, da, ne-a creat. El a fost creatorul. Denisa doar a pus cele două eternity-uri una în alta și au dat această verighetă care i-a plăcut foarte mult lui Florin. Foarte mult. Și a fost o luptă, într-adevăr, în care am un pic eu pentru verigheta mea, nu, Brigitte, cu diamante, diamante baghete. Iar el a spus că nu, că își dorește cu briliante. Este un model cu briliante, adică înseamnă tăietură rotundă. Foarte. Și atunci, mai strălucitoare. Trebuie să strălucească. Se vadă de la distanță când te măriți, că omul e luat. Husoina a făcut ceva, nu știu, legat de o numerologie. Așa. Și a ales cumva și numărul diamantelor și caratajul și absolut tot. Deci o întreagă filozofie. Crezi că e mai simplu? Practic, tu să alegi. Nu, de fiecare dată când m-am dus simplu. Să-mi aleg o, crede-mă, eu m-am dus, de exemplu, să-mi aleg, când mi-am luat această brățară, da? Eu m-am dus, de fapt, să-mi aleg un colier. Și mi-a explicat că mai am și un inel, care nu l-am luat astăzi, tot așa cu pietre de smarald, nu? Smarald. Și mi-a explicat că aceste pietre îmi curăță mie foarte mult, datorită, mi-a luat data nașterii și mi-a făcut conform datei mele de naștere și absolut tot ceea ce înseamnă personalitatea mea, care este piatra care, de fapt, îmi curăță cel mai bine energia și care îmi dă pozitivitate și toate bijuteriile. Și așa mi-a ales această brățară. Și eu am mers să-mi caut un colier tenis și de fapt am plecat în primul rând cu această brățară și mi-am comandat un colier. Pentru că mi-a spus că trebuie să bijuterii, da, după diamante. Tu ajuți la toate lucrurile astea? De cât timp sunteți prieteni? De 7 ani. Da, chiar am avut multe proiecte împreună. Eu am memoria foarte scurtă. Da. Primul proiect a fost cel pe care l-am avut. Eu aveam senzația că de 6 ani, dar mai mult. 7 ani, 7 ani și ceva. Ne-am cunoscut când când am făcut o acțiune caritabilă în care strângeam bănuți pentru operațiile fetiței unei adoptive, a unei prietene din Timișoara. Casa Rotariu. Da. Și am avut proiectul ăsta prima dată și apoi, fiindcă Denisa este o foarte bună organizatoare și un bun PR, în momentul în care mi-am deschis locul pentru petreceri din București, ea a fost alături de mine și m-a ajutat cu absolut toate proiectele pe care le-am făcut. M-a ajutat și când am primit 40 de ani și mi-a făcut ziua de naștere. Dincolo de faptul că suntem și prietene, deși suntem, noi suntem diferite, eu sunt mai calmă. Chiar vreau să vă întreb, ce aveți în comun în afară de business-uri? În primul rând, cred că sinceritatea o avem în comun. Și corectitudinea. Și corectitudinea. Este un om extraordinar de corect și mie poate să fiu foarte corectă. La fel și Brigitte, cred că este, de fapt, vă spun și spun oricui, ea este mai vulcanică, dar este cel mai corect om cu care eu am lucrat vreodată. Și dacă eu îi spun ceva, aici rămâne. Pentru mine e foarte important. Sunt o persoană extrem de discretă. Și orice mi-ar spune ea, orice aș spune eu, rămâne acolo. Și e foarte important în societatea aceasta de astăzi, când toată când lumea este... bârfe și tot ce trebuie. Da, și nu mai ai încredere în oameni. Eu încerc să mă înconjur nu de mulți oameni, dar de oameni de calitate pe care eu îi apreciez. Brigitte, pentru mine este un exemplu, pentru că lucrează extrem de mult, își crește copiii cu dedicație. Iar dacă spune comun, că este galben, fetițele noastre sunt cele mai bune prietene. Da, fetele noastre sunt astăzi, ar trebui să se ducă pe la mall împreună, fac foarte multe lucruri împreună, sunt prietene. Și de aici a pornit. Noi, repet, suntem diferite, dar avem în comun niște lucruri și sufletul. Pe al meu nu-l cunoaște nimeni, pentru că îl țin foarte. La Brighi la fel. Dar avem acolo noi un sâmbure de om bun. Asta e foarte important. Da. Spune-mi, te rog, chiar ia căutați-mă în sertarul cu amintiri. Care e cea mai tare amintire pe care o aveți voi două împreună? Avem multe amintiri. Dar...
Depinde cea mai tare, în ce sens. Nu știu, a fost într-o vacanță împreună. La Istanbul? A, da, nu, da. Da, chiar. Am bătut un pic Istanbul acela împreună după... Da. Am făcut o operație și nu avea cine să vină cu mine și Denisa a fost cea care s-a oferit să fie alături de mine la operație pe care am suportat-o în urmă cu câțiva ani acolo. S-a văzut pe Brighi operată și pe mine obosită cum căuta cadouri de Moș Nicolae, da, copiilor. Da, noi după ce am suferit acea operație, la recuperare, ne-am recuperat pe la sushi, pe la shopping, bineînțeles, am vandalizat recuperație, că avem pasiuni comune, luxury și așa, noi două chiar avem multe pasiuni. Și aveam squishy, pasiunea comună. La acel moment, pentru că copiii noștri ne-au dat temă și am umblat prin tot mall-ul. Ce un mall? Am umblat într-o trei. Da, tot orașul. Și bine să zic că nu le-am nimerit. Și nu le-am nimerit. Am cumpărat și fiii mei și acum spune, mami, ce squishy mi-ai luat, că mi-ai luat altceva. Da, avem multe amintiri împreună. Chiar avem. Ieșim destul de mult împreună. Mergem și la mare, avem amintiri frumoase cu gașca noastră. Tu o cunoști pe Diana și Diana e gașca noastră. Suntem niște oameni absolut, cum să spun, de viață. Știu. Da. Și facem lucruri foarte faine, foarte drăguțe. Când avem timp, că mai nou se pare că timpul este limitat. Amândouă suntem mame de fetițe. Bine, am și un băiat mare care deja are 18 ani. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Corect. Așa. Corect. Dar ne leagă și multe chestii legate de ele. Da, adică, să știi, e important. Adică ne sunăm, nu ne sunăm mai la modul, hai, ce mai facem, mergem noi la o cafea sau ce lucrăm, sau poate Rania să doarmă la Sara, poate Sara să vină la mall, putem să mergem când nu avem timp, că nu avem timp întotdeauna să mergem împreună. O mai luăm noi pe Sara, Brighi, eu am fost plecată în vacanță, Rania a fost cu Brighite prin oraș, cu Florin, cu Farina. Adică noi nu suntem chiar Florin, scuză-mă puțin, ce părere ai despre Florin? Eu? Da, tu. Te înțelegi bine cu el? Florin! Da, eu mă înțeleg foarte bine cu Florin. Cum să-ți spun, sunt genul de persoană care nu judecă. Am învățat cu destul de mult timp în urmă să nu judec oamenii. Fiecare știe de ce ia deciziile pe care le ia. Eu atât am întrebat-o pe Brighite, este lângă mie, ești bine? Asta m-a întrebat și pe mama. Ești bine, pe mine, ești mama mea, când m-am despărțit de tatăl copilului meu, când eram însărcinată. Mami, ești bine? Mami, sunt mai bine așa. Go for it. Știi? Am o părere, bă, cu mine se comportă foarte frumos, se comportă foarte frumos cu Rania, nu-l cunosc suficient de bine. Dar dacă ea este fericită, Florin, welcome to the family, să zic așa. Suntem ok, suntem, repet, fiecare avem experiențe noastre, fiecare știm de ce alegem omul respectiv. Și eu, când va fi să-mi aleg un om, o să cer un sfat. Dar sunt convinsă că Brighi nu spune, nu. Păi tu când va fi să-ți alegi un om? În curând. în curând, 3 puncte de suspensie. În curând, foarte curând. Deci am apreciat-o foarte mult pe Denisa, că niciodată nu mi-a dat... M-a susținut în orice alegere am făcut-o, că a fost bună, că a fost treia, pentru că a înțeles că am nevoie, că nu am făcut o alegere pentru că nu aveam nevoie ca să o fac. Și nu s-a implicat în sensul negativ, adică mai au fost prietene care pur și simplu au... mi-au căutat nod în papură sau pur și simplu mi-au dat un brânci în prăpastie. Nu, ea n-a făcut-o. Ea, dacă a putut să facă ceva ca să fie pozitiv pentru mine, a făcut. Și dacă nu, cel puțin nu a spus absolut nimic, pentru că cred că este mai bine. N-ai cum să cunoști pe toată oamenii. Și trebuie tot să faci greșeli. Și eu niciodată nu i-am spus absolut nimic, vis-a-vis de nimic. Adică, da, nu. Respect, eu... Da. Da, se numește respect și... Așa ceva, nu te bagi, adică nu ai de ce. Pentru că n-ai de unde să știi când vine iubirea și când și vin sentimentele adevărate. Fiecare simte oamenii pentru se el. Pot schimba. Fiecare știe ce e acolo. De exemplu, eu sunt genul de om care nu-și exteriorizează sentimentele. Eu nu sunt genul de om care să-mi prieten. Mamă, ce mamă, îndrăgostit! Nu, îmi trăiesc povestea acolo. Exact. Eu știu cum o trăiesc și... De asta e cel mai bine să fim lăsați fiecare să ne luăm deciziile proprie. Corect. Da, dai un sfat. Dacă vezi că omul este rău, îi spui, ești sigur că e bine? Nu ar fi bine să te mai gândești un pic? Dar mie, eu personal, eu așa am fost educată de către mama mea, eu nu lovesc în oameni. Nu pot. Nu... Foarte frumos. Da. Nu pot. Frumoasă abordare. Doamnelor, ne-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă. Și vă mulțumim. Baftă cu pregătirile pentru nuntă. Da, am nevoie, chiar am nevoie. Am intrat în panică, sincer. Deci chiar nu am intrat trebuie, în panică. Respiră. Mai am 11 zile și sunt foarte panicată. Un pic mult succes. Da. Mulțumesc. Mulțumim mult încă o dată.